Toate partidele au respectat locurile de afișaj în municipiul Orșova, cu excepția PSD. Joi dimineața, în a doua săptămână de campanie electorală, toate locurile de afișaj au fost înroșite de PSD. Vandalizat a fost și sediul PNL din Orșova, pe care au fost lipite afișe cu însemnele Partidului Social Democrat. Dacă până acum, într-adevăr, s-a păstrat o anumită decență în care fiecare partid și-a pus afișele și nu a fost niciun incident, de ieri dimineață, cetățenii orașului Orșova au putut să vadă că toate panourile de afișaj au fost împânzite doar cu afișele PSD-ului și, de asemenea, un incident pe care eu îl consider suburban din punctul meu de vedere și așa ceva nu se face. Este vorba că pe geamurile sediului PNL de la Orșova au fost lipite cu aracet și într-un mod barbar, pe care eu îl consider suburban, afișele PSD-ului. Liderul PNL Orșova, Dan Papavă, a precizat că a avut o discuție cu liderii socialdemocrați, iar incidentul a fost reclamat la primărie și la poliție. L-am sunat pe domnul președinte interimar Căprioru și dânsul mi-a spus la telefon că nu știe despre ce este vorba, dar aici eu vreau să precizez următoarele lucruri. Orșova, eu consider că politica trebuie să se facă de bun simț, să ne respectăm indiferent că avem opinii diferite și în acest context trebuie să respectăm în primul rând cetățenii, iar scandalurile politice să se rezume doar pentru binele cetățeanului. Ori dacă se va continua și domnul președinte Nicu Căprioru nu a înțeles din experiența și ceea ce a făcut predecesorul său, eu consider că la un moment dat electoratului vor sancționa. În municipiul Orșova, acesta a fost primul incident electoral care a avut loc de la începutul campaniei pentru europarlamentare.